Bună ziua, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Casa cu Stil. Astăzi în platou, invitata mea este Diana Postolache, arhitect peisagist. Bună, Diana, și îți mulțumesc că ne-ai onorat invitația încă o dată. Bună, Izabela, mă bucur să vin a doua oară la tine în emisiune. Mi-a făcut plăcere prima dată, prin urmare m-a bucurat a doua invitație. Așa, și te-am invitat. De ce? Pentru că foarte multă lume cred că nu are și nu e foarte bine informată cu privire la aceste grădini și la ce înseamnă de fapt un arhitect peisagist. De ce vreau să spun asta? Pentru că am mobilat câteva case în ultimul timp, toate așa, cu grădinile uscate complet, cu o investiție mare, chiar foarte mare, și cu mirarea gravă că acele plante s-au uscat, copacii terminați, n-au înflorit și așa mai departe. Toate lucrurile acestea, despre aceste lucruri vreau să vorbim în emisiunea de astăzi. Cu ce te-a jucat să începem? Deci, ce activități se desfășoară din punct de vedere peisagist în acest sezon, având în vedere că zăpada s-a topit? Având în vedere că zăpada s-a topit, la fel ca și în casă, da? Începe o curățenie de primăvară. Imediat cum temperaturile în timpul zilei sunt cu plus, putem începe foarte, foarte repejor să ne ocupăm de grădină, de curățat, în principiu, solul. Da? Da. Motiv pentru care... Cum îl curățăm? Avem nevoie de niște ustensile... aparte sau... Avem nevoie și de ustensile aparte, da? Depinde de lucrarea pe care o avem și de suprafața terenului. Dacă este o suprafață micuță, atunci ne descurcăm foarte bine cu o greblă și să îndepărtăm crânguțele căzute în timpul iernii, da? Din pricina viscolului și așa mai departe. Frunzele pe care poate am uitat să le strângem cu toamna. Și să le dăm foc pe unde trec pe acolo. Toamna mai merg în diverse localități și văd tot timpul fumul acela, da, de... Bun. Începe pregătirea solului. Da, pregătirea solului, de asemenea, dacă nu s-a făcut din toamnă, încercăm să-l săpăm. Da. Cum ar fi de preferat să-l săpăm din toamnă? Care de preferat ar fi din toamnă, da. Tocmai pentru a-l aerisi foarte, foarte bine, pentru ca în momentul în care zăpada se topește, el să fie foarte, foarte drenat, foarte bine irigat. Și eventual o a doua mărunțire, să zic, în primăvară. Acum în primăvară. Eventual, în primăvară, imediat putem începe și procesul de fertilizare. Aici la ce te referi? La strict la plante, nu neapărat și la legume. Că, de exemplu, mama mea are grădină și nu știu când începe operațiunea de cu toamnă. Curățare de cu toamna, de toamnă, da. Și primăvara încep și se fac rândurile, da, pentru legume și tronsonarea terenului. În funcție de ce legume avem. Deci ne pregătim, curățăm frunzulițele, pregătim solul, îl mărunțim, da? Și începem să plantăm, nu? Deja? Începem să plantăm, începem să avem grijă. Prima dată urmărim evoluția din timpul iernii a plantelor sau a arbuștilor pe care deja îi avem în grădină, da? Să vedem dacă sunt sănătoși, dacă au trecut cu bine prin perioada de iarnă. Exact. Nu? Temperaturi scăzute în funcție de ce iarnă am avut, mai geroasă, mai... Depinde de plante, acum cum sunt, mai exotice, mai... Da. Cum, de exemplu, suportă un palmier? N-ar suporta. Cu greu rezistă toamna un palmier din nefericire. Este o plantă exotică, da. Ăsta nu e arealul ei de dezvoltare, motiv pentru care cel mai indicat este să îl păstrăm într-o seră, dacă ne permite. Într-o seră și amenajăm o seră separat, da, și acolo ținem toate plantele exotice. Din primăvară, de la finalul primăverii chiar, putem să le scoatem afară sau putem eventual doar să deschidem sera. Am înțeles. Care sunt principalele lucrări pe care le desfășurăm la începutul primăverii, practic? La începutul primăverii putem începe, spre exemplu, cu aerisirea și scarificarea gazonului. Da. Asta ar fi o lucrare importantă pentru că el are, de asemenea, la rândul lui, o importanță aparte în grădină. Gazonul. Da? Da. Ca să avem un gazon cât mai frumos tot anul, trebuie să facem o scarificare. Scarificarea înseamnă că... semințele de rândul trecut, printr-o ustensilă specială, să spunem,
ca un mic tractoraj, da? Da. Dacă avem un teren mare. De unde îl putem achiziționa? Din magazinele specializate, da? Se găsește așa ceva. Da. Dacă avem o suprafață mică, există niște cizmulițe speciale cu AC, da? Da. În talpă și mergem, pășim foarte, foarte. Hai să facem bine și și care, deci? A, da, da, recomand. Da. Exact. Celor care sunt preocupați de grădina, le recomand să facă o scarificare a cazonului. Cizmulițe cu AC în talpă și mergem și mărunțim, nu? Exact. Aerisirea lui, la fel. Și trebuie, la fel, să avem grijă să facem o supra-însămânțare. Da, pentru că multe din semințe se pierd. Am înțeles. La fel. Poate durata de viață scurtă, din cauza ploilor, gerul, da, gerul. Și pur și simplu au degerat și nu vor mai înfrunzi. Motiv pentru care e de preferat să facem această supra-însămânțare cu, să zicem, dacă până acum puneam o mână, da, pe metru pătrat, cam așa aruncam. Dacă, la fel, vorbesc de grădini micuțe, nu vorbesc micuțe. De suprafețe mari. Da. Undeva la 30% din cantitatea respectivă se folosește pe metru pătrat. Am înțeles. Tocmai pentru a avea un gazon cât mai frumos, cât mai des, cât mai verde, deci, și așa mai departe. Gazonul este, care este momentul propice pentru fertilizarea solului? Imediat cum temperatura a început să crească. Atunci e un moment propice. Dar, oricum, vor mai veni câteva ploi, deci la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, e adevărat, acum e un pic mai greu că am avut ninsori și în aprilie, prin urmare nu... Da. N-aș putea începutul așa să... Începutul lunii martie, practic. Ne orientăm, se pare, mai nou. Da, da, da. Urmărim cu dragile. Deci, ne vorbești puțin acum despre gazon, încă o dată, cum putem, când, tot așa la începutul, de exemplu, cine vrea să-și așeze în curte, să-și facă acest gazon, prin curte, tot așa la începutul lunii martie? Da, la începutul lunii martie se găsesc saci, de la diferite firme. Firme, da. În funcție de suprafața pe care o avem în curte, mergem, cumpărăm cantitatea respectivă, urmărim cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj, da. Fiecare tip, fiecare soi de gazon, fiecare specie de gazon are proprietățile ei și sunt, spre exemplu, gazon de umbră, de soare și așa mai departe. Deci pentru zone umbroase. Așa... la întâmplare un gazon? Nu. Există de asemenea ceva ca un mix, adică ar funcționa și în zonele umbroase și în zonele parcelele însorite. Dar nu recomand. De preferat este să urmărim cu atenție. De ce am observat că sunt persoane cărora nu le iese această operațiune? Asta și este mulți. Principalul motiv. E adevărat, în momentul în care începem să plantăm gazon, trebuie să urmărim niște pași care sunt de asemenea foarte importanți. Da. Înainte de toate și recomand cu dragă inimă să fiecare să aibă un sistem de irigație, pentru că e foarte greu. Dacă omiți 2 zile la rând să uzi gazonul, automat îl pierzi sau pierzi anumite parcele din suprafață. Deci un sistem de irigație bine gândit. Și asta e foarte important. Sistemul de irigație cum se face? Prin pământ, nu? Prin pământ, da. Sunt mai multe tipuri. Am înțeles că e destul de costisitor și nu toată lumea și-l permite, nu? Nu. Cred că este mai costisitor timpul și faptul că trebuie să dai alți bani pe alte semințe de gazon adunate, nu știu, pe parcursul a 3 ani. Este mult mai costisitor să cumperi gazon în fiecare an sau în fiecare anotimp. Cumperi și vara, mai cumperi și toamna, că n-ai ieșit, că stai să încerci altul, că și tot așa. Când mai bine investești într-un sistem de irigații care, pe de altă parte, te ajută să economisești și apă, deci factura la apă va fi mult mai mică decât dacă ai împrăștia cu furtună și nici nu știi cum să o faci extraordinar de bine. Da. Un sistem de irigații, la fel, la sfârșitul lunii februarie sau, mă rog, imediat ce temperaturile sunt crescute, trebuie verificat sistemul de irigații, trebuie verificat senzorii de ploaie, de supraplin și așa mai departe. Da. Ce preț are un sistem de irigații pentru o grădină medie, să zic? După că tu ești un specialist, ne dai estimativ, nu vorbim de branduri, de nimic. Un sistem obișnuit. Cel mai obișnuit sistem de irigații se calculează pe metru pătrat de asemenea. Pe metru liniar, scuză-mă. Liniar, da. Fiundeva la între 50 și 100 de lei.
A, deci nu desperiat sau... Și de asemenea cu senzori adecvați, senzorii de ploaie, ei se închid în momentul în care se sesizează că plouă afară, că plouă afară, nu vor mai uda, sau în momentul în care este supraplin. Da. Am înțeles. Te ocupi și de mobilierul de terasă, tu amenajezi și terasele? Absolut, da. Din moment ce probabil amenajezi atât de frumos grădinile, probabil că intră tot în această... arealul meu, da? Întotdeauna păstrăm legătura cu arhitectul care a construit casa, ca să avem aceeași ambianță, să păstrăm aceleași linii. Depinde foarte mult de activitățile de familie, probabil. Da. Cine locuiește acolo, dacă vorbim de o casă, dacă vorbim de un spațiu public, depinde foarte mult de locuitorii din vecinătate. Dacă vorbim la fel de un spațiu public mare, cum sunt parcurile, aici deja intrăm într-o altă secțiune care este mult mai importantă, care are la bază analize istorice, din punct de vedere istoric și tot așa. Ține de educația, și tot felul de orașului și așa. Exact. Deci avem o grămadă de... Da. Până la urmă amenajezi, stai numai în verdeață. Da, și îți place foarte în verdeață, mult. Stai numai în verdeață, pentru că toate lucrurile sau fiecare amenajare în parte o faci în funcție de om. Nu o faci în funcție de om și în funcție de climatul respectiv. Că, deci, apropo, că îmi spuneai exact, de palmieri, da, nu putem să aducem palmieri cât de mult ne-am dorit noi. Și au fost oameni care și-au dorit și-au adus palmieri, dar au avut de suferit. Plus că sunt foarte ridicate costurile de întreținere a lor. Ce ar trebui? Cum s-ar îngriji? Adică au niște soluții speciale? Multă apă sau puțină apă? Sau... Simplu, spre exemplu, dacă am face o amenajare cu specii exotice într-un spațiu public, ei, cei de la Mamaia, nu? De exemplu. Da. Aceștia cum sunt? Depozitați iarna? Nu? Exact, se depozitează. Ori costul transportului și costul întreținerilor pe parcursul unei ierni este mult mai mare, pe când dacă am folosit specii autohtone, da, de aici, de la noi, și avem, slavă Domnului, destule și pe malul Dunării și pe malul Mării și sunt frumoase și sunt mai frumoase decât palmierii. De exemplu? Chiparosul de baltă. Chiparosul de baltă e o plantă, data e o plantă, viitoare e un arbor. Ok, promit. E un arbor imens, frumos. Da. Salix alba, la fel, salcia obișnuită. Da. Mai sunt și specii separate cu flori foarte frumos mirositoare. Da. Și înțeles. Da, am creat o ambianță. Ce înseamnă noastră, care ne-a reprezentat pe noi. Da. Dar bine, costurile acestea mari ni le-am putut permite până la un moment dat, probabil, nu? Da, în următorii ani, probabil o să vedem în Mamaia sălcile de care vorbesc sau plante care... Sunt o groază de specii. Sunt o groază probabil de specii. Nu o să mai suporte aceste cheltuieli cu acești palmieri. Dar sunt frumoși și creează probabil și ei, își au locul lor, o atmosferă da, aparte. Oricum, se vor prinde turiștii că nu e de acolo, deci că nu când vine iarna tot altceva, nu mai putem gol să stăm peste tot, da. Ce vreau să te întreb, amenajezi aceste grădini, pur și simplu faci proiectul, te contactează persoana pe site-ul tău de Facebook, nu? Pe Facebook, da, pe Facebook. În principiu sunt recomandată. Prefer mult mai degrabă să lucrez așa, pentru că oamenii care au lucrat cu mine știu foarte bine ce fac sau cum se desfășoară activitatea și bineînțeles că mă recomand. Nu am ajuns în punctul în care să am văzut foarte, foarte multe lucrări și să le pot face față. Înțeles. Prefer să am câteva lucrări, nu știu, pe perioadă, pe sezon și să fie foarte bine făcute. Și tu ții legătura cu acești clienți până când doresc dumnealor. Exact. În funcție de contractul pe care îl semnăm. Da. Semnați un contract pe o perioadă de... Este un contract care, spre exemplu, se semnează strict pe amenajarea spațiului sau pe proiectare, apoi pe amenajare și pe plantare. Se mai poate adăuga întreținere. Da. Și cam atât. Cunoști toate soluțiile, variantele, ce ar trebui să... Sigur că da, lucrez cu furnizori de ceva timp și mă susțin.
te susțin. Într-o grădină, care sunt florile tale preferate? Ce îți place cel mai mult să amenajezi? Cu ce tipuri de plante, să zicem așa? Ce tipuri de copaci? Care îți place? Ce recomanzi? Ce recomand? Sunt foarte multe. Teiul, de exemplu? Teiul este foarte frumos, dar dacă, spre exemplu, avem de-a face cu un membru al familiei are o anumită alergie, da, nu prea nu l-am recomandat. Dar, în general, miroase sunt atât multe, de frumos. Sunt multe, le iubesc, da, pe toate. Le iubesc pe sunt toate. Fiecare are o aliură, fiecare, da, arbor, fiecare arbust, fiecare, dacă este bine plasat, întotdeauna va fi foarte bine scos în evidență și atunci nu ai cum să nu le iubești. Forstiția. Forstiția este foarte frumoasă. Forstiția este un arbust pe care îl vedem în toate parcurile, galben. Da. Înflorește acum în primăvară și toamna. Deci de două ori pe an. Motiv pentru care... Galbene sunt florile sau... Da, da? Florile sunt galbene. Galben. Foarte frumos. Și se poate... Adică poate suferi tăieri și îl putem aduce în diferite forme. Am înțeles. Care este metoda de a tăia plantele? Când le tăiem? Cum le tăiem? Tot acum în primăvară. Tot acum? Tot acum în primăvară. Cum e cel mai indicat? Am văzut oameni care zugrăvesc copaci. Da, da. Împotriva dăunătorilor. Da. Mediul rural încă se mai practică chestia asta și e adevărat. E foarte... E bună metoda. E foarte... Bună, da. Măcar dar atât. Acum măcar în atât. Mediu... Există soluții speciale împotriva dăunătorilor și dacă suntem atenți și urmărim fiecare arbust, fiecare plântuță pe care o avem în grădină și o urmărim cu atenție, ne putem da seama, putem merge la într-un magazin și putem întreba un specialist. Se găsesc informații și online cu atât mai bine. Mai bine. Sunt forumuri specializate unde putem discuta și putem... Exact. Vița de vie? Când se taie, cum se taie? Vița Bunicul meu, știi, avea foarte multă viță de vie. Ok. Și la un moment dat vedeam un borcanel așa. Da. Pentru că îmi spunea că ea plânge. Eram mică și... De ce, da, zici? E supărată în care... că i-am tăiat, nu? Vița de vie acumulează suficient de multă apă și pe parcursul iernii, da. Da? Și imediat cum temperatura crește, începe și absorpția din sol, motiv pentru care în momentul în care facem tăierile și de obicei le facem primăvara, da, tăierile la vița de vie și toamna uneori imediat cum excesul, da, vița de vie are niște crânguțe foarte, foarte lungi, uneori supralungi și pe alea le îndepărtăm repejor, da, imediat după ce culegem. Foarte puțin toamnă, da, aproape deloc. Zic, domnule, unde ai tăiat tot aici? Că eu mă și adăposteam sub ea. Creșteau frunzulițele și crăcuțele pe niște, cum să zic, suporți de metal. Uh-huh. Și eu mi-am așezat acolo un șezlong. Vița de vie, pomii fructiferi intră deja într-un alt domeniu unde ar trebui să apelăm la un viticultor, la viticultor, un pomicultor. Da. Da, și ei știu foarte, foarte bine cum toate detaliile și cum să fructifici, practic. Adică să ai și un rod foarte, foarte, foarte bun. Am înțeles. În funcție de specie, că și vița de vie are și ea la rândul ei foarte multe specii. De unde și vinurile alese. Am înțeles. Udările, deci le începem când? Udările, putem începe udările imediat ce toată zăpada s-a topit. După ce am făcut primele săpături, putem, da, începe și udările. Deci, da, chiar dacă solul este umed, nu? Da, da, nu afectează. Acum, imediat cum se dezmorțesc, dar deja îmbrăcăm alte haine, toată grădina îmbracă alte haine, îmbracă hainele, da, de primăvară. Au nevoie de apă. Au nevoie de apă. Apă se regăsește în sol, da. Da, dar nu suficient cât să trezească, să zicem, capilarele rădăcinilor. Și atunci putem suplimenta. Da. Mai ales că încercăm să vedem și dacă sistemul de irigație merge. Încercăm deja să scoatem furtun afară, deci ușor, ușor ne apucăm de treabă. Arbuștii în mod special au nevoie pentru că începe un proces destul de amplu pentru ei. Procesul, da, de înmugurire, de înflorire, se începe și se trezește la viață. Tot, deci peste trebuie tot să absorbe. Trebuie să avem sistem de irigație sănătos. Da! Un sistem de irigație sănătos.
Deci pentru fertilizarea solului este momentul potrivit în martie, nu? Da, da. Tot în martie, udare, tăiere, curățare. Uh-huh. Uh-huh. Și toamna ce mai facem atunci? Reluăm procesul. Tot așa? Da, da. Dar nu-i mai udăm toamna? Nu-i mai udăm, că deja e... E ploaia. Depinde, rest. Depinde foarte mult de zonă, de plantă, de exact. Arborii care sunt foarte mari, mai putem uda în toamnă. În momentul în care încep și scad temperaturile, deja încetăm, putem înceta lucrările. La începutul lui septembrie, octombrie, noiembrie. Dar sunt luni foarte bune pentru plantare. Dacă avem plântuțe care vor răsări în primăvară, atunci e un moment și se prind și foarte bine. Deci dacă plantările se fac din toamnă avem șanse mult mai mari ca în primăvară să și primăvara s-o deja mai ok. Este totul ok. Da. O mică curățare, udare. Exact. Începem și scoatem scaunele. Cu cizmulițele, scoatem scaunele pe terasă. Ce mobilier îți place cel mai mult de terasă? Ce preferi? Ratan? Mobilierul? Bine, de exterior mă refer. Nu este chiar un ratan. Este o împletitură dintr-un anumit material. E sau prefer frumos. Tecul, lemnul de tec care lemnul e de tec este foarte frumos. Frumos e foarte frumos, nu? Și scos în evidență cu arbuști. Da. În funcție de nuanța pe care o avem, dă o senzație de eleganță grădină. Exact. Deja putem merge pe o grădină modernă și tot e în funcție de arhitectura casei. Toate conlucrează să avem liniște și să ne bucurăm. De absolut, absolut. Terasă, absolut tot. Mobilierul este foarte important, e adevărat, pentru că în momentul în care ne hotărâm să petrecem, nu știu, după amiaza sau când venim de la... Să ne relaxăm puțin. Exact. Avem nevoie de și mobilierul potrivit. Potrivit și revenim care să ne ajute. Alături de tine după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit după o scurtă pauză de publicitate. Pentru cei care nu au prins prima parte a emisiunii, alături de mine astăzi Diana Postolache, arhitect peisagist. Și ce plante sunt potrivite pentru a crea o delimitare vizuală în grădină? Foarte multe, foarte multe. Cele mai comune sunt Buxus sempervirens, da. Merișorul. Merișorul. Da, îl cunoaștem foarte bine. Mai sunt, de asemenea, intră la categoria arbuștilor, tuia. Și de aici sunt, la fel se pot ramifica tuia orientalis, tuia occidentalis, sunt mai multe tipuri. Tipuri. Uh-huh. Da, în funcție de nuanța de verde pe care o dorim. Da. Și prin depinde foarte mult de înălțimea gardului viu. Am înțeles. Ce, există un gard viu atât de înalt? Da. Care e cel mai înalt gard viu, de exemplu? La grădinile de la Versailles. Avem cel mai înalt gard viu și acela este făcut din arbori. Din arbori. Da, deci înălțimea lui, să zicem că ar fi undeva la 20-25 de metri. Puh. Da. Folosit castani? Da. Castane au folosit. Super frumos. Depinde. Și tuia? Da. Și tuia, deci în grădinile din spate. Și tuia cât crește? Cât poate să crească tuia aceasta, dacă de înaltă? Undeva la 10 metri înălțime. 10 metri, nu? Da. Dacă este foarte bine îngrijită, ajunge la înălțimi mari. 10 metri. Da, de obicei oamenii mențin această dimensiune. Da, desigur, dacă avem o grădină, grădina noastră personală și vrem să delimităm, spre exemplu, strict în interiorul grădinii, folosim o dimensiune mult mai joasă. Mai joasă. Dacă vrem să delimităm față de stradă, atunci dimensiunea la fel crește. Depinde de cât de multă intimitate ne dorim. Exact. Dacă nu ne iubim vecinii, la fel. Da. Delimităm prin... Dar e să știi că e interesant gardul acesta, viu, cum se... Da. Nu? Da, față nu se de un gard de lemn sau între tine și vecini. Nu prea. Intră cățelul, ai văzut ce pățesc americanii. Tocmai pleci la Florida, nu? Să amenajezi o grădină. În Florida, da? În Florida, da. În Florida, lângă Orlando. Lângă Orlando. Uh-huh. Am înțeles. Mai precis în Jacksonville.
Jacksonville. Okay. Și acolo o suprafață destul de mare, nu? Da, o grădină foarte frumoasă. E pentru, pentru o familie specială. Sunt niște oameni deosebiți. Trebuie să vii la emisiune cu să o te lasă să le imagini. Cu imagini. Da, la sfârșitul lunii martie. Da. O să fac o vizită scurtă acolo și în vară ne apucăm. În vară vă august, apucați septembrie. Și când poți, de exemplu, dacă te apuci de această grădină la sfârșitul lunii martie, da? Da. Mergi la prima vizită, prima vezi, vizită, faci planurile, proiectare, da? Care o să dureze ceva, pentru că acolo sunt alte specii și trebuie să, să mă pun la punct un pic. Da. Trebuie să fac puțină documentație. Documentație, să vezi plantele rezistente, e, exact. Bineînțeles. Și deci la sfârșitul lunii martie, în vară, practic, dacă bateți palma, nu? Da. Deja e bătută palma. Deja e bătută, am înțeles. Și te apuci de proiectul respectiv, de a menajare a grădinii respective. Și eu când pot vedea poze cu niște plante din astea? Imagini și poze și na. Nu am discutat încă bugetul, spre exemplu. Poți să vezi niște poze foarte, adică grădina cât să de fie repede, gata, cât de cât gata, dacă bugetul este ridicat, pentru că atunci, bineînțeles, putem să cumpărăm arbori, arbuști și plântuțe deja ajunse la maturitate. În cazul în care nu, bugetul este mult mai scăzut, da. Rezultatul, da, rezultatul da. O să fie în timp. Câțiva ani de zile, probabil, exact, nu? Exact. Ce plante se poartă anul acesta? Ce flori, ce plante, ce... Nu există un anumit... Un trend. Nu. Spre exemplu, am văzut că din ce în ce mai mulți oameni devin pasionați de grădinării. Da, probabil da. Dorul de bunici. Că, de bunici, de locul unde s-au noi născut. Suntem la început din punctul ăsta de vedere. Da. Adică importanța sau rolul unui arhitect peisagist abia acum începe să se facă simțită. Pe piață. Exact. În momentul în care oamenii încep să-și amenajeze singuri grădina și întâmpină diferite probleme, da. Constată că e mult mai indicat să apeleze la cineva care are câteva... Cinci case am văzut superbe, construcții, mobilare, tot, grădinile terminate. Și chiar îmi spuneau când mergeam către poartă, mă conduceau până la... Dom'le, nu știu ce să fac. De 5 ori am cumpărat copacii, de 6 ori, uite-te și tu. Nu, e incredibil. Dom'le, trebuie să dau numărul cuiva de telefon, așa ceva. Da, depinde. Specialiști, există specialiști acum care sunt te foarte pot mulți ajuta. Factori care îi aduc pe proprietari în situația asta. Pornind de la lipsa de informație, apoi poate au achiziționat produsele de la furnizori care nu sunt neapărat de încredere sau nu au știut cum să urmărească procesul lor, nu? Da, dacă produsul pur și simplu este într-o stare bună, sau da. Nu. Și da, neavând cunoștințe, normal că nu poți realiza din prima. Sunt foarte mulți factori. În funcție de timpul pe care îl acordă, pentru că cu siguranță este o diferență mare în a avea ca angajat un grădinar. Da. Da, și care să se ocupe strict de exteriorul casei tale. Și altă este să te ocupi tu singur, dacă îmbini și serviciu și odihnă și relaxare și grădină, nu. Doar să fii pensionat, probabil, să stai tot timpul în grădină. Da, și atunci, ești da, pasionat, poți să te informezi, să îți iei câteva cărți și, să reușești ceva. Exact, despre ce e vorba. Când se fac tăierile de corecție la arbor și cum se fac? La sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Dar e un moment propice pentru tăierile. Și cum se fac? Spre exemplu, se îndepărtează în primul rând crengile uscate, bolnave, da. În principiu cele care cum ne dăm au fost seama atâtea... că ele sunt bolnave, de fapt? Păi, există clar o diferență între ea și între o creangă uscată sau care a suferit, a practicat degerat pe parcursul iernii, da, imediat se rupe foarte, foarte ușor, este foarte fragilă. E practic putrezită sau da. Are... Că are practic nici nu îți dai seama că acum nu nefiind în verzit, nimic înfrunzit. Acum deja de exemplu, crengile copacilor devin ușor elastice, deci imediat îți poți da seama care e casantă. Casantă, da. Și se rupe pur și exact. Simplu. Și atunci o tai și în locul ei crește alta? Nu o să crească alta. Trebuie să efectuăm din nou tăieri. În principiu
scădem din coronamentul arborului undeva la 20-30%. Deci mai mult de 20-30% nu, din lungimea crengilor nu tăiem, mai ales dacă el este deja ajuns la maturitate. Putem tăia crenguțele, să zicem, la comeda, cele care cresc foarte, foarte, foarte lungi și niciodată nu vor avea rod sau nu vor înfrunzi într-un mod adecvat și pe acelea imediat le tăiem. Tăietura se face oblic. Da. Toate tăieturile, probabil, la arbor și la pestică se fac oblic. Oblic. Dacă avem crengi mai groase, crengi mai vechi de 2 ani, 3 ani, atunci ar fi indicat să aplicăm și o ceară imediat după ce am efectuat tăietura, tocmai ca să nu, să nu lăsăm dăunătorii să afecteze creanga sănătoasă. Și atunci, aplicând ceara, ajutăm în felul ăsta, în momentul în care se va urcă, spre tăietură, ea se va împrăștia către lăstarii deja formați, nodurile acelea. Da. Important este să facem tăietura deasupra unui nod, deci întotdeauna să avem grijă să lăsăm unul sau două noduri. Da. Și automat vor înfrunzi și vor practic avea lăstari mult mai deși. Se redirecționează, se va către... Așa, și acolo se aplică puțină ceară ca să nu... Să nu intre dăunători. Da. Aceștia fiind diversi. Foarte mulți, foarte multe tipuri. Omidele, bacteriile. Omidele devin o problemă în timpul verii, când încep deja, adică imediat ce au înfrunzit copacii, au și ele ce să mănânce. Și alți dăunători care ar fi? În timpul primăverii, de exemplu, ce dăunători avem? Având în vedere că se topesc zăpezile, automat există, se creează un mediu umed și se pot dezvolta diverse suficient bacterii. De multe bacterii. În funcție de specie, fiecare specie are, spre exemplu, trandafirii, grâul. Pe tema asta, la fel, se există foarte multe studii și în funcție de... N-aș știa cum să zic... un dăunător anume. Simplu, foarte mult. Dar vreau să zic, sunt diversi dăunători pentru diverse plante și fiecare are punctul ei slab. Exact. Care este suprafața minimă pentru a-ți face o grădină? După părerea ta, așa. Suprafața minimă. O grădină micuță, așa. O grădină micuță. Și ce spre exemplu, putea așeza? Așa. Putem să-i dăm o altă denumire, putem să-i dăm denumirea de colț verde și atunci, dacă ne permite și avem, să zicem, un balcon suficient de mare, putem crea un astfel de colț verde, deci putem porni din balcon. Da. La fel de, mă întrebai ce se poartă acum, pereții verzi, Pereții verzi, există o textură, un suport special. Și putem avea pe, nu știu, spre exemplu un living, dacă avem un living foarte, foarte mare, putem avea un perete verde de unde are un sistem de irigație aparte, Și acolo putem avea foarte, foarte multe plântuțe, deci în loc trebuie să crească... Trebuie să te chem și eu la mine acasă, cum vreau și eu un perete din ăsta verde în living, am un perete vertical se numește. Da? Uh-huh. Și pe peretele astea? Diverse plântuțe. Nu sunt nocive aceste plântuțe pentru... De exemplu, dacă doarme cineva în living? Depinde. Vine cineva pe la mine și... Dacă livingul e suficient de mare, cred că avem suficient de mult oxigen pentru o noapte. Da, e adevărat. Sunt unele plante care devin periculoase. Nu știu cine... Plante, flori, chiar depinde. Stăteam de vorbă cu cineva zilele trecute și zice, domne, atâtea plante, că până la urmă, într-o casă, nici plantele acestea nu sunt foarte sănătoase. Da, sunt. Diefenbachia, iuca, sunt plante care au seva sau... în principiu seva. Nu otrăvitoare, n-aș zice, dar dăunătoare. Dăunătoare. Da, adică, bine, dacă... Bun, pentru noi la noi nu s-ar resimți maximum o stare de vomă de la Diefenbachia, spre exemplu. Da. Dar pentru animăluțe devine o problemă. Da. Și peretele acesta e un perete pur și simplu ca un gazon, bănuiesc, sau cum? Da, se poate planta și ceva asemănător gazonului. Zicem, iarbă albastră. Da, sunt foarte super. Multe. Diefenbachia, la fel. Frunzulițe micuțe, iederă. Iedera este superbă deci pe un perete vertical. Deci pe perete se aplică ce?
Sunt ca niște săculeți speciali care se prind de un grilaj. Fiecare săculeț are în interior un punct de irigare. Da. Bun, deci nu trebuie să ne ocupăm noi. Gândește-te că este foarte, foarte mare. Adică dacă îl facem la o dimensiune mare, să zicem 5 metri pe 2 înălțime, 2-3 metri. Ok. Are nevoie de un sistem adecvat de irigare. În săculeții respectivi se plantează, depinde. Diverse plante. Da, aici la fel, e în funcție de cum e amenajat living-ul și ce culori, ce nuanțe. Incredibil, cred că e ceva Da, sunt foarte, foarte frumoase. Ai amenajat așa ceva? Da, am amenajat pentru o clădire de birouri. De birouri, nu? Da, cu iedere. Trebuie să iedere e foarte rezistentă, ăsta e motivul pentru care am ales specia. Celelalte plăntuțe, cum trebuie îngrijite de pe acest perete? Au ele sistemul lor de irigare și nu mai trebuie să le ud, de exemplu, dacă... Nu mai trebuie. Se face o scurtă documentație, avem grijă să avem o temperatură constantă în camera respectivă. Da. Ulterior, spre exemplu, dacă sunt mai multe specii, da, și au nevoie la un moment dat de o fertilizare, se poate crea un contract de mentenanță sau o deplasare în momentul în care se sesizează o problemă. O problemă. Super frumos. Să te chem să-mi aduci și mie niște poze, pentru că e... Da, cu dragă inimă. Sunt foarte interesant. Și cea mai mare grădină, de exemplu, pe care ai amenajat-o odată, ce a fost? Parcul? Am amenajat un scoar, da, e adevărat. Am avut câteva secțiuni din cadrul parcului Cismigiu. Da. Neamenajat. Acelea intră foarte mult în administrația publică, deci nu maxim am putea doar să contribuim cu documentație sau dacă se licitează de către o firmă foarte, foarte mare. Am înțeles. Proiectul de amenajare, reamenajare sau în funcție de ce este. Cea mai mare grădină pe care am amenajat-o a fost undeva la 3.000 de metri pătrați. Foarte, foarte mare, da. A avut și lac. Și ai, bineînțeles, lac artificial. Artificial cu peștișori, nu? Da, și peștișori. A avut un iaz lângă, lângă terasă. Exact, da. Și ce am vrut să te întreb? Și fântână? Și fântână, nelipsita fântână, da. Nelipsita fântână. Au fost de toate, foișor. Recomanzi fântânile? Cum ți se par casele acestea? Întotdeauna apa îți creează o altă ambianță, da, mai ales susurul ei. Te liniștește seara. E altceva. Depinde foarte mult, de asemenea, de arhitectura casei. Automat, dacă avem o casă într-un stil vechi, clasic, încercăm să achiziționăm o fântână care să se combine și să se preteze foarte bine cu arhitectura casei. Dacă avem, spre exemplu, un proiect, o casă amenajată într-un stil foarte modern, da, cu linii drepte, cu o arhitectură mult mai simplistă, mai deosebit, așa, atunci cred că simplu jet de apă sau mai multe, un joc cu jeturile de apă este suficient. Am înțeles. Și nu foarte multe specii de plante. Sunt totul la fel, în linii simple. În linii simple, în cazul în care casa este pe stil modern. Da. Depinde foarte mult de arhitectura ei. De obicei se conlucrează. Da. Niciodată nu se amenajează. În momentul în care iei un proiect pentru construcția unei case, implicit firma respectivă ar trebui să lucreze deja cu un arhitect peisagist sau să creeze deja o colaborare. Ce vreau să te întreb? Cum ți se par casele care au plantele acelea pe exterior? Iedera, gen, iedera. Au frumusețea lor. Au frumusețea lor, da. Au frumusețea lor. E adevărat, au distrug dacă proprietarii nu reușesc să combată creșterea iederei timp. Vor distruge. În principiu găsim astfel de case în zonele vechi, Cotroceni. Primăverii tot. Tot iederă peste tot, sau flori, sau am văzut și flori. Da, spre exemplu, paulownia este o specie de... Ce, mâna Maicii Domnului, sau cum? Nu. Maica Domnului, are niște ciorchini mov.
A, mov, mov, okay, da. Da, e foarte frumos în momentul în care, da, înflorește. Care înflorește. Visteria, la fel, Visteria este foarte frumoasă. Da. Dacă ele sunt plante cățărătoare, dacă ele nu sunt conduse cu atenție și de obicei există ca un suport exterior, da, și se pune de jur împrejurul casei, tocmai ca să nu afecteze arhitectura, vorbind de case veche, automat vorbind de monumente din punct de vedere arhitectural importante. Da. Și atunci trebuie să avem grijă ca acestea să fie păstrate, eventual recondiționate și tot așa. Deci nu ne permitem să lăsăm plantele să distrugă arhitectura casei, deci afectează practic, nu? Absolut. Afectează. Sunt frumoase, au frumusețea lor, da, la nivel vizual. Îți creează o poveste. Îți creează, dar atât. Da. N-ai recomandat, de exemplu? Pentru că ele nu au fost gândite să fie acolo. Unde ar trebui să fie aceste plante? Până în alta reală, adică cu siguranță casele de mult aveau în grădină, aveau trandafiri, da, aveau lavandă, aveau lalele, da, nu știu, plântuțele de primăvară, da, narcise, că tot suntem acum, exact, crin, nelipsiții, crin, clopoței și mai departe. Clopoței, ce-mi plac clopoței. Și ele, și clopoței aceștia am văzut că se agață și sunt, nu? Da. Mâna Maicii Domnului, că tocmai... Mâna Maicii Domnului, da, am văzut-o pe garduri de metal, așa, foarte frumos, miroase foarte frumos. Dar, din păcate, deci, sunt frumoase grădinile acestea pline de flori, nu? Da, sunt frumoase, dar nu sunt atent gândite. Atent gândite, exact. Pentru că, spre exemplu, data trecută am adus în discuție și am promis că îți pregătesc câteva poze cu stilul englezesc, care, da, la prima vedere ar părea că este ceva haotic și toate florile sunt puse acolo. Dar sunt așa, atent studiate. Sunt probabil foarte atent studiate, da. Foarte atent. Din momentul în care se însămânțează, deja el știe, eu ca specialist, știu cât de des va crește, ce înălțime va atinge, astfel încât să pot să dau volum din mai multe culori. Exact, cât de dese să fie, probabil, exact, unde să te oprești, cât să mai, la ce să renunți, la ce, așa vezi o tufă din aia. Din punct de vedere cromatic contează foarte cromatic, mult. Cromatic, exact. Spre exemplu, la înmugurire, frunzele au o altă culoare sau mugurii. În momentul în care floarea deja se deschide, trebuie să se potrivească cu cealaltă plantă. Nu vrem să amestecăm nici măcar în grădină culorile, roșu cu roz și cu portocaliu și cu albastru. Adică nu, păstrăm totuși o cromatică și în grădină. Da. Și de unde știi culorile? După plic, după de exemplu, că sunt semințe, spun flori roșii, nu? Da, există o simbolistică din asta. Ți s-a întâmplat să încurci culorile, să scrie roșu pe plic și să iasă mov? Nu, sunt foarte atentă în momentul în care... Nu, da, o greșeală pur și simplu, semințele să florească cu... Da, se poate întâmpla dacă furnizorii nu au fost atenți sau, nu știu, s-a creat așa o greșeală la nivelul lor. Dar în principiu avem grijă. E adevărat, sunt, spre exemplu, hortensia. Da. Hortensia e o floare foarte frumoasă, e bogată, e coloristica, e cromatica, e diferă, dar diferă în funcție de aciditatea solului. Prin urmare, dacă noi achiziționăm acum o hortensie și este de un mov intens, în timp va ajunge alb, nu? Roz. Cu roz, câteva nuanțe pe acolo. Motiv pentru care trebuie să creștem aciditatea solului ca să putem obține din nou același mov închis. Și de asemenea se găsesc în comerț. Câte secrete sunt într-o grădină. Îți mulțumesc că ne-ai onorat cu dragă inimă prezența. Data viitoare te sun din timp. Da. Și grădina de la Florida, da? Promit. Amenajare, măcar pozele de dinainte. Da. Gazon? Toată lumea probleme cu gazonul? E adevărat. Îți mulțumesc încă o dată, Diana. Inimă. O seară bună le dorim și telespectatorilor noștri. Cei care doresc ne pot contacta pe pagina emisiunii Casa cu Stil, cât și pe site-ul televiziunii 6TV. O seară plăcută în continuare.